Amin. Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea 1 Samuel, capitolul 7. 1 Samuel, capitolul 7, 297, pagina Biblie. De Samuel, capitolul 7, citim de la versetul 1. Locuitorii din Chiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului, l-au adus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Chiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case a lui Israel: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteile, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baali și astarteile și au slujit numai Domnului. Samuel a zis: strângeți pe tot Israelul la Mizpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mizpa. Au scos apă și au vărsat înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând: am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mizpa. Amin. Amin. Ne sperim înaintea Domnului și să ne rugăm. Vreau, Doamne, ca în această ocazie să ne vorbești prin cuvântul Tău. Amin. Cuvântul Tău este adevărat. Vreau ca noi să luăm seama la El. Doar să-L auzim acum și să-L ascultăm, să-L trăim. Și să ne luăm viața și să o acordăm în lumina cuvântului Tău. Amin. Vreau, Doamne, și în ocazia aceasta să lumineze fața Ta peste noi. Amin. Să ne cercetezi așa cum ai cercetat atunci poporul. Să-L aduci la pocăință, să-L aduci la trăire după voia Ta. Binecuvintează relația noastră cu Tine. Cu o relație bună, sănătoasă. Și binecuvintează-ne, Doamne, cu o cunoaștere a Ta mai intimă, mai aproape în vremurile acestea. Binecuvintează-ne, Tatăl nostru, și acum, când vrem să ascultăm cuvântul Tău, te rugăm, Tatăl nostru, să ne asculte aceste în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Cu pastorul. Dacă ar fi să vă dați o notă relației pe care o aveți cu Dumnezeu, ce notă v-ați dau? Mă asigur că întreb pe cei care vin după masă la biserică, care sunt mai bisericoși, oameni mai, să zicem așa, mai atașați de lucrurile bisericii și poate nu și de Dumnezeu. Dar dacă ar fi să vă analizați, să vă autoanalizați umblarea cu Dumnezeu, unde vă situați? Ce notă v-ați dat? Cu unii s-ar putea să întrebați ce înseamnă relația cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a mântuit nu doar să ne ierte păcatele, ci ne-a mântuit și să aibă o relație cu noi, o legătură cu noi. După ce L-a creat pe Adam și Eva și I-a pus în grădina Eden ca să o lucreze, să o păzească, să o îngrijească, nu I-a lăsat de izbeliști acolo, ci venea Domnul în răcoarea dimineții și avea o părtășie cu Adam, cu Eva, până când Adam și Eva au păcătuit și s-au ascuns de Dumnezeu. Dumnezeu a continuat să vină în întâmpinarea omului și să pregătească răscumpărarea, pentru că a vrut să-și facă un popor al său, să aibă copii pe care să-i adopteze în familia sa. Dumnezeu vrea o relație cu noi, vrea o legătură. Ce înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu? Acum, mulți dintre cei care sunteți aici sunteți căsătoriți. Ce înseamnă să ai o relație cu soțul, cu soția? Să ai o legământ? Să ai un loc, să aveți un loc unde stați, să faceți lucruri în comun, să aveți valori în comun, să aveți bunuri în comun, să faceți, să aveți proiecte în comun, să petreceți timp la oaltă, să aveți o legătură strânsă. Pentru că sunteți un cuplu, sunteți o familie. La fel, păi, din această relație se desfășoară și în relația noastră cu Dumnezeu. Această după masă ar vrea să ne uităm la un moment când omul lui Dumnezeu, Samuel, întoarce inima poporului la o relație bună cu Dumnezeu. Și
vom vedea în seara aceasta care sunt beneficiile sau marele beneficiu pe care îl ai ca urmare a unei relații bune cu Dumnezeu. De-a lungul umblării noastre cu Dumnezeu avem momente mai slabe de păcat, de îndepărtare de Dumnezeu și avem momente mai strânse, mai apropiate, de dragoste profundă între noi și Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu nu întotdeauna a trăit o relație bună cu Dumnezeu. Ne aflăm, deși suntem în Cartea Samuel, ca perioadă istorică, suntem în perioada judecătorilor. Și dacă este o definiție a perioadei acesteia, care era? Fiecare făcea ce îi plăcea. Cam vremea noastră. Și noi trăim în perioada judecătorilor, din punct de vedere spiritual, din păcate. Samuel este ultimul dintre judecători și face trecerea, tranziția spre perioada regilor. David este pregătit să vină și să schimbe într-un fel istoria lui Israel. Samuel este ales, avem o leacă de istorie a acestei cărți, în urma unei minuni, Domnul dă Anei familiei sale și Ana îl închină lui Dumnezeu. De când e mic, Samuel este închinat Domnului, a crescut în prezența lui Dumnezeu, n-a crescut ca frații lui vitregi, băieții lui Eli. Samuel s-a legat de Domnul. Domnul l-a binecuvântat și a fost o binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu. I-a chemat pe oameni la o relație bună cu Dumnezeu. Am văzut data trecută cum au vrut să-L folosească pe Dumnezeu. Și-au luat chivotul și-au zis, dacă punem chivotul aici, îl aducem pe Dumnezeu aici, Dumnezeu ne va ajuta în luptă. Și-au pierdut. Chivotul ajunge la filisteni. Filistenii sunt loviți puternic de Dumnezeu. Încearcă să scape și după câteva luni trimit chivotul înapoi. Ei se bucură, evreii, că vine chivotul înapoi, deschid capacul și toți care se uită mor în ziua aceea. S-au speriat. Cu Dumnezeu nu-i de joacă. Ce să face? Că atunci spune că locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului și l-au dus în casa lui Abinadab. Întrebare. Cine ar fi primit chivotul Domnului? Ai fi vrut să intre chivotul Domnului la tine în casă? După tot ce s-a întâmplat, după ce Domnul i-a lovit pe filisteni, după ce i-a lovit pe cei curioși care au făcut lucruri nepotrivite, ai fi primit mai târziu, când Domnul le mai dă o lecție, când Uza este trăznit pe loc, pentru că a pus mâna pe chivot, David se uită și zice să nu vină chivotul la mine. Eu sunt păcătos, mă tem! Și l-au dus în altă parte, la Obededom. Și acum l-au luat pe Abinadab, a spus, du-și chivotul la tine, era un levit. Și au sfințit pe fiul său, Eleazar. Uza, mai târziu, era unul dintre fiii lui Abinadab. L-au sfințit pe Eleazar ca să păzească chivotul lui Dumnezeu. Adică, nu luăm cutia aceasta ca un lucru de apucat, o punem acolo într-o cămară, stă acolo, ci au pus deoparte pe omul acesta, după rânduieli, pentru că lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare sfântă, trebuie să o facem cu o viață sfântă, când slujim, când cântăm, când predicăm, când facem o slujbă, trebuie să o facem cu o viață sfântă. Și nu s-a întâmplat nimic, nicio nenorocire. Doar că s-a întâmplat ceva negativ, ceva rău. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. El a murit. Cei doi fii ai săi care l-au urmat, au murit și ei în luptă. Și-a urmat o perioadă în care au uitat de Domnul. Trecuseră 20 de ani. 20 de ani să nu mai cauți pe Dumnezeu. Pentru că chivotul era reprezentarea lui Dumnezeu, el trebuia să fie la cort, să fie acolo la locașul lui Dumnezeu, la Silo. L-au pus undeva acolo, să nu ne trăznească Domnul, nu știm ce să facem cu el, Domnul să stea acolo, noi ne vedem de treburile noastre. 20 de ani să trăiești fără Domnul. Ce înseamnă 20 de ani să trăiești fără Domnul? Poate am fi ispitit să gândim, și-au pus de treabă lor, de rugăciunile lor, de păzirea legii. Ce-au făcut în acești 20 de ani în care chivotul a fost acolo? Și ei și-au văzut de viața lor. Atunci spune că toată casa lui Israel a plâns după Domnul. S-au trezit.
Au rătăcit, s-au înfundat. I-au ajuns necazurile. Au început filisterii să-i încrujoare. Vine un moment al războiului și ei ajung să plângă. Așa cum cine, ca păstor, când văd că cineva se îndepărtează de Dumnezeu, mă întristez. Pentru că știu că la un moment dat, credinciosul acela ajunge să plângă pentru că se îndepărtează de Dumnezeu. Îndepărtarea de Dumnezeu te ajunge, ajungi mai devreme sau mai târziu să plângi. Plângi după Domnul. Ajungi în necaz, în probleme și inima se frântă. Au plâns. Samuel a zis atunci întregii case a lui Israel. A fost o mișcare, o trezire națională. Dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul. Pentru că au mai mimat ei și poate o cază întoarcere la Domnul. Poate să fie un foc de paie, poate să fie o încercare și Doamne, dacă mă ajuți acum, mă întorc la Tine. Te voi iubi, Te voi sluji. Deci ia Samuel, care le cunoștea inima, i-a spus, din toată inima vă întoarceți voi la Domnul. Da. Bun. Ce înseamnă să te întorci din toată inima la Domnul? Scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteine. Ce au făcut ei în acești 20 de ani în care l-au uitat pe Dumnezeu acolo în casa lui Abinadab? S-au dus după alți Dumnezei. Pentru că în inima omului întotdeauna e un stăpân. Avem pilda cu casa măturată, goală, demonul care-i scos de acolo și rămâne casa goală. Pentru că e goală, ce se întâmplă cu ea? Ajunge să fie ocupată din nou. Pentru că n-are un alt stăpân, Duhul merge cu trăieră, aduce alți 7 dragi cu el și vede casa goală și pentru că vede goală, intră în ea. De aceea spune Iosua, capitolul 24, un moment hotărător pentru Israel, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Ori dumnezeilor, părinților voștri de dincolo de râu, Avram a fost un idolatru până să-L cunoască pe Dumnezeu. Și Terah, tatăl său. Și Iosua le spune, alegeți! Ori acestor Dumnezei care le-a slujit Avram, Terah, părinții voștri, ori Dumnezeilor amoriților din zona aceasta. Sau slujiți. Dacă nu găsiți cu care să slujiți Domnului. Pentru că întotdeauna există un Dumnezeu în viața noastră. Fie este Domnul, fie este altceva. În cei 20 de ani, relația lor cu Dumnezeu a suferit așa de mult, încât ei au întors spatele lui Dumnezeu și au întors față spre idoli. De aceea Samuel spune, dacă vă întoarceți din toată inima, dacă vreți ca relația voastră cu Dumnezeu să fie o relație bună, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteile. De ce s-au dus după dumnezeii străini și după astarteile? Ai putea să spui, oamenii ăștia sunt niște primitivi, se duc după idoli. Cine se mai duce astăzi după idoli? Baal și astarteile, pentru că vă vedea copilul Israel pe setul 4, au scos Baal și astarteile. Ce era Baal și astarteia? Era reprezentarea fizică a ceea ce semna dorință după prosperitate. Să fii sănătos, să ai belșug, să fii rodnic, să ai mulți copii, să-ți meargă bine, să ai belșug, cu alte cuvinte. Dumnezeul prosperității. Așa că și astăzi Dumnezeul prosperității ne ispitește. Nu mai avem reprezentarea aceea a parului și a altor lucruri spurcate și imorale. Dar sub o altă formă, oamenii aleargă astăzi după ce? Să adune. Să adune mult, mult și în timp ce adun, uiți de Dumnezeu, uiți de ascultarea de Dumnezeu, pentru că oamenii au spus, unde putem fi mai unde ne va fi mai bine? În ascultarea de Dumnezeu sau luăm idolii aceștia ai neamurilor, ne închinăm înaintea lor ca să ne meargă bine. Și-au adoptat pe Baal și pe Astartea. Relația cu Dumnezeu bună înseamnă să scoți aceste păcate, să scoți aceste tendințe din inima ta și să te întorci la Dumnezeu. Și spune, îndreptați-vă inima spre Domnul. Ce înseamnă pentru noi astăzi să ne îndreptăm inima spre Domnul? Aș vrea să vă prezint un aspect care este important și este crucial în relația noastră cu Dumnezeu.
Mi-ar plăcea și fiecare dintre membrii să aibă o relație cu Dumnezeu zilnică în care să luăm Cuvântul lui Dumnezeu și să-L citim în fiecare zi. Acum, bună întrebare. Mai aveți Biblie? Bun. Aș vrea să avem un obicei ca biserică. Aduceți-vă Bibliile cu voi. Biblia trebuie să fie mai scumpă decât telefonul. Sunt sigur că mai multe telefoane avem în buzunar decât Biblia aici. Permiteți-mi să fac observația aceasta. Biblia trebuie să fie ceva, să știi, aia e Biblia ta. E cartea ta. Pe care o deschizi dimineața și o citești. Îți este scumpă. Da, fratele Gelul ne trimite pe WhatsApp și este o modalitate. Uneori mai ascultăm, mai citesc și eu uneori Biblia pe telefon. Dar prețuiți cartea aceasta. Prețuiți-o. Trăim în vremea tehnologiei, dar nu uitați de... Pentru că dacă va fi să vă amintiți un verset, când ai telefonul la tine, când poți să-l găsești, faptul că l-ai citit pe o anumită parte din pagină, toată lumea știe unde e, pe pagină Ioan 3 cu 16, așa e. Sau Iosua 1 cu 8, sau Psalmul 23, de ce? Pentru că l-am citit și s-a întipărit înaintea noastră. La un moment dat, un om de-a meu mi-a dat o Biblie. Deci, Cristi, tu ești mai înclinat pe partea spirituală. Biblia asta lui, am primit-o și eu de la bunica mea și mi-a dat o Biblie foarte interesantă. N-avea, nu mai avea coperți. Nici primele pagini, nici ultimele pagini. Foarte multe pagini rupte. Ce-a fost asta? Cineva, în istoria acestei familii, a avut Biblia aceasta. A tot citit-o, pentru că, de regulă, în perioada aceea, când aveai o Biblie, mureai cu Biblia aceea. Astăzi avem bani, le schimbăm, luăm în alte culori, în alte formate și așa mai departe, alte traduceri. Dar bătrânii noștri aveau o Biblie și cu aceea mureau și o lăsau. Dacă ați primit o moștenire și a rămas de cineva care a murit o astfel de Biblie, nu o aruncați. Lăsați-o și voi ca moștenire și spuneți copiilor și nepoților, asta e Biblia lui bunicul, a lui străbunica. Nu mai poți citi, că e prea ruptă, abia să mai văd multe pe ea. Dar este o mărturie a faptului că acolo a fost un om credincios care atât de mult a iubit Cuvântul lui Dumnezeu, atât de mult a citit Cuvântul lui Dumnezeu, până paginile au zburat, până s-au rupt. Este un semn al relației cu Dumnezeu. De aceea îndreptați-vă inima în fiecare zi și în fiecare dimineață spre Cuvântul lui Dumnezeu. Căutați să citiți Cuvântul lui Dumnezeu, să aveți o Biblie a voastră, să o subliniați pe ea, să o aveți mereu înaintea voastră. Slujiți-i numai Lui. Și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Copiii lui Israel au fost cercetați, au fost mișcați și Scriptura spune că au scos în mijlocul lor Baali și Astarteile și au slujit numai Lui Dumnezeu. Samuel a fost mare, pentru că a reușit să aducă întreg poporul la o relație bună cu Dumnezeu. Și relația aceasta a însemnat că ei să dea afară idolii din viața lor, să-L caute pe Dumnezeu și să-L slujească numai pe Dumnezeu. Au făcut ca un legământ, strângeți pe tot Israelul la Mispa, eu mă voi ruga Domnului pentru voi și s-au strâns la Mispa. Au scos apa, au vărsat înaintea lui Dumnezeu, au postit în ziua aceea zicând am păcătuit împotriva Domnului, s-au pocăit acolo. Pentru că atunci când te îndepărtezi de Dumnezeu, întoarcerea la Dumnezeu înseamnă pocăință. Sunt unele situații în care cineva s-a îndepărtat de Dumnezeu și vrea să revină înapoi. Dar vine așa cu o atitudine de genul acesta, a trebuit să mă primiți. A trebuit să mă primiți, să mă puneți înapoi. Stai un pic. Tu te-ai îndepărtat de Dumnezeu. Tu ai trăit în păcat. Ei, când te întorci înapoi, te primi, că Dumnezeu primește pe oricine. Dar pocăiește-te. Multe reabilitări, multe reprimiri au fost așa că noi ne-am smerit înainte lor. Hai înapoi, noi ne-am pocăit înainte lor. Nu. Putem să facem asta. Dar Dumnezeu nu va primi. Dumnezeu primește însă orice inimă smerită, orice duh zdrobit, pe Fiul risipitor, care a risipit mult, că a zdrobit inima Tatălui. Tatăl l-a primit. Pentru că a venit cu inima schimbată și a venit dornic să primească iertare. S-a smerit și s-a pocăit. Și poporul a spus, am păcătuit împotriva Domnului.
Acum ce te-ai așteptat după o pocăință, după o întoarcere la Dumnezeu, te-ai așteptat ca toate să meargă? Bine. Doar că în momentul lor de trezire națională, de trezire spirituală, de refacere a relației cu Dumnezeu, spune că filistenii au aflat. Au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. Au zis, este momentul bun să-i batem din nou. Sunt risipiți, sunt fără Dumnezeu, Dumnezeu nostru este mai tare. La vestea aceasta copiii lui Israel s-au temut de filisteni. Te-ai așteptat că Dumnezeu să te binecuvânteze, nu-i așa? Pentru că te-ai pocăit și te-ai întors la El, te-ai refăcut relația. Și vine necazul și vine încercarea. Sunt unii care s-au botezat și cum s-au botezat, au venit încercările mari peste viața lor. Și întrebarea este, s-a meritat? Și au tremurat înaintea filistenilor. Și au zis lui Samuel, Samuel, ne-am pocăit. Iată că vine necazul peste noi. Nu înceta să strigi pentru noi, către Domnul Dumnezeu nostru, ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel ia un mir sugar, l-a dus întreg ca ardere de tot Domnului, a strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Și-au refăcut relația. Când refaci relația, Dumnezeu te ascultă, aude rugăciunea ta. Ei au strigat către Dumnezeu și uitați-vă ce face Dumnezeu. Versetul 10. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Într-un moment de închinare, într-un moment de slăbiciune militară, au zis ei, ăștia acum nu au să vin. Ei se roagă, ei într-o zi de post. Ei, nenorocit. Mi-am atacat în ziua de Yom Kippur pe evrei, cu mult vreme în urmă. Au prins un moment când era o sărbătoare națională și în ziua aceea au atacat. Când posteau. Așa i-au atacat și atunci. Dar, vreau spune, Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. N-au un împărat, n-au o strategie militară, n-au armată și totuși câștigă. De ce? Pentru că Dumnezeu merge înaintea lor, Dumnezeu tună, Dumnezeu trimite Îngerul Său. Și filistenii sunt puși pe fugă, au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, au urmărit pe filisteni și au bătut până la Betcar. Au mers efectiv în spatele lor. Le-au luat tot ce au lăsat ăștia pe drum. Haine, mâncare, bani și așa mai departe. Samuel a luat o piatră care a pus-o între Mițpa și Șen și a pus numele Ebenezer. Piatră de ajutor, zicând. Până aici Domnul ne-a ajutat. Au refăcut relația cu Dumnezeu. Și consecința sau urmarea a fost că astfel au fost smeriți filistenii. Atenție! N-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor tot timpul vieții lui Samuel. Care a fost urmarea faptului că relația lor, a evreilor cu Dumnezeu, a fost refăcută? Urmarea a fost că Dumnezeu i-a protejat. Dumnezeu a fost pentru ei un scut. Ei s-au putut odihni în Dumnezeu. L-au văzut pe Dumnezeu cu ei, că Dumnezeu le ajută. Și mâna Domnului a fost împotriva filistenilor. Samuel n-a fost un lider militar. Samuel n-a fost un rege care să meargă în fruntea lor cu sabia. N-a fost un strateg. El a fost un proroc, a fost un judecător, a fost un om spiritual, un om duhovnicesc. Dar uitați-vă câtă vreme a fost Samuel acolo. Câtă vreme Samuel a condus pe Israel, spune, n-au mai venit pe ținutul lui Israel. De ce? Că nu i-a lăsat Dumnezeu. De ce? Pentru că relația lor cu Dumnezeu a fost refăcută. Dacă ai o relație bună cu Dumnezeu, nu înseamnă că nu vei trece prin încercări, nu înseamnă că nu vei ajunge pe la spital, nu înseamnă că nu vei avea uneori dureri, dar îl vei simți pe Dumnezeu cu tine. Este una să treci prin necaz și probleme fără Dumnezeu și să nu știi încotro să te uiți și ce să faci. Să treci prin cancer, să treci prin dureri mari, prin încercări mari. Și prin moarte, dacă așa vrea Dumnezeu. Dar să-L ai pe Dumnezeu cu tine. De aceea vă rog și vă încurajez să aveți o relație bună cu Dumnezeu. Dacă te-ai îndepărtat, dacă ai slăbit, dacă te-ai luat dus de alte lucruri, întoarce-te la Dumnezeu. Întoarce-te cu pocăință. Întoarce-ți inima spre Dumnezeu.
Slujește-i lui Dumnezeu. Biserica aceasta are atâtea ocazii ca să poți să-i slujești lui Dumnezeu, ca să-ți legi inima și mai mult de Dumnezeu. Scoate din viața ta orice te împiedică să-L slujești pe Dumnezeu, să ai o viață curată, să vii la biserică, să-L slujești așa cum ești chemat să o faci. Dă la o parte și fă ca relația ta cu Dumnezeu să fie o relație bună. Și urmarea acestui fapt va fi că Dumnezeu îți va proteja viața. Că Dumnezeu va fi cu tine și în încercări, și în momentele bune, și în momentele grele. Dumnezeu va fi cu tine. Aceasta este cea mai mare bucurie a relației pe care putem să o avem. Să știm că Dumnezeu ne asistă, că Dumnezeu este cu noi, că Dumnezeu ne ajută în toate încercările și problemele prin care trecem. Dumnezeu a fost cu Israel tot timpul vieții lui Samuel. Pentru că omul acesta a spus, scoateți idolii. Întoarceți-vă inima spre Dumnezeu. Este o vreme a întoarcerii la Domnul. Este o vreme să căutăm pe Domnul. Este o vreme în care tot mai puțin se caută. În care tot mai mulți părăsesc biserica, slujirea. Pentru ce? Pentru idoli. Astarteile și Baalii moderne. Ce să pot să fac duminica? Ce să pot să fac duminica? Dacă nu pot să fiu nici măcar o dată pe săptămână, la închinare. Ne-a prins inima Baalii și Astarteile moderne. Iubirea de bani și plăcerile. Să ne refacem relația cu Domnul. Să slujim numai pe El. Și inima noastră să nu fie niciun idol. Să fie Domnul Stăpân. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Gândește-te la relația ta cu Dumnezeu. Dacă n-ai o relație, întoarce-te la Domnul cu pocăință. Că Domnul să-ți mântuiască și ție viața. Dacă ai început o relație cu Dumnezeu, continua. Dacă te-ai îndepărtat, vine înapoi. Caută-L pe El. Dumnezeu va fi cu tine. Îți va da protecție și asistență și tot ce ai nevoie. La sfârșit ne vom ruga fiecare în lucrurile noastre. Un frate sau o soră se vor ruga cu voce tare.